permisiunea dumneavoastră, o să supun aprobării ordinea de zi. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din 25 iunie 2021. La punctul 2, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mergeane Dumitru și declararea vacantării locului de consilier județean al acestuia în Consiliul Județean Tulcea. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate din Consiliul Județean Tulcea. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Tulcea pe anul 2021. La punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe anul 2021. La punctul 6, proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea în domeniul public al Comunei Mahmudia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mahmudia. La punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a unui teren situat în amenajarea piscicolă Lunca în suprafață de 10.019 metri pătrați care aparține domeniului public al județului Tulcea. La punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății, etapa 20. Punctul 9, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice a valorii totale eligibile a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a județului Tulcea pentru proiectul modernizare și extindere terminal pasageri, modernizarea platformei de îmbarcare, debarcare și a căii de rulare Alfa, construire platformă dedicată activităților de degivrare și antigivrare aeronave. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DN22E Grindu. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Tulcea. Și în sfârșit diverse, la punctul 12, decizia numărul 8 din 10 iunie 2021 și raportul de audit financiar numărul 8286 per 9595 din 26.05.2021 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Tulcea. Cine este pentru acest proiect de ordine de zi? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Deci avem 20 și... Probat cu 26, domnul Munteanu este pe hol, probabil. Domnul Moldoveanu, scuzați. A aprobat ordinea de zi. Ok. Vom proceda la executarea ordinei de zi. O să-i dau cuvântul domnului secretar general al județului să ne prezinte procesul verbal al ședinței precedente. Mulțumesc. Vă rog. Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, vreau să vă anunț că avizele comisiilor sunt la mapă, toate proiectele au fost avizate. Dacă sunt situații de neparticipare la vot cu privire la proiectele de pe ordinea de zi, vă rog să anunțați. Vom avea o astfel de situație, dar la proiectul cu ultimul proiect cu desemnarea consiliorilor ad hoc, dar vom anunța înainte de ședință când o să fie, am și propunerile. Dacă nu sunt alte neparticipări vis-a-vis de celelalte proiecte de pe ordinea de zi, s-a notat. Și vom intra. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 iunie 2021. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, nu sunt comentarii, mulțumesc, s-a aprobat. Vă rog. Mulțumesc. Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mergeane Dumitru și declararea vacantării locului de consilier județean al acestuia în Consiliul Județean Tulcea. Supun aprobării, cine este pentru? Mulțumesc, se abține cineva, e cineva împotrivă? Consemnați, da? Da, vă rog. Și...
când vorbești, ai voie să fii fără. Deci s-a votat în unanimitate, din câte am observat eu, da? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul 2/2021. Așa cum menționa domnul secretar general, toate proiectele de hotărâre au avizele comisiilor care au fost sesizate în fond. Dacă în acest moment mai sunt ceva intervenții, dacă nu, am permis să supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Se abține cineva? E cineva împotrivă? Aprobat, unanimitate. Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Tulcea pe anul 2021. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc. Aprobat, unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe anul 2021. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Aprobat, unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea în domeniul public al Comunei Mahmudia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mahmudia. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Aprobat, unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a unui teren situat în amenajarea piscicolă Lunca în suprafață de 10.019 metri pătrați, care aparține domeniului public al județului Tulcea. Că a intrat și domnul Gologan, suntem 28 de la acest proiect. Prezenți? Bine ați venit. Mă scuzați, dar era trafic și... Să se noteze procesul de Andreea. Să consemnăm că de acum sunteți membru activ la vot. Da? Domnul consilier Chichi Nicolae din partea grupului politic PNL. La întâlnirile din Comisia Juridică și în Comisia Economică, cred că se impune să actualizăm caietul de sarcini și contractele și să corectăm contractele de concesiuni pe agricol și pe piscicol. Lucrul ăsta a fost semnalizat în Comisia Juridică și de către reprezentantul MF. Aș propune să amânăm acest proiect de hotărâre, mă rog, pentru că inițiatorul nu se află în sală. Da. Pentru că noi ne abținem de la acest proiect, dacă cumva nu este retras. Da. Și bineînțeles să formăm un grup de lucru ca să, în care sunt reprezentate toate partidele ca să începem modificarea acestui caiet de sarcini. Acolo e problema, actualizarea. Domnul Condrat este în sală? Aș vrea să, în raport cu ceea ce a menționat domnul consilier Chichi, să ne spuneți dacă întârzierea cu o lună aduce cumva cu sine prejudicii pentru un eventual câștigător al acestei licitații. Mă gândesc dacă are în vedere să acceseze fonduri europene sau alte instrumente financiare. Deci terenul care face obiectul acestui proiect de hotărâre aparține de domeniului public al județului Tulcea, situat în amenajarea Piscicolă Lunca. Proprietarul care deține clădirile a făcut solicitare să concesioneze acest teren ocupat de construcții. În solicitarea dânsului a precizat că dorește concesionarea acestui teren pentru accesarea fondurilor europene. O lună nu s-ar, nu cred că duce prea mult lucrurile, adică putem să ne încadrăm în termenul de... Am adresat întrebarea, dar toți consilierii prezenți trebuie să proceseze răspunsul dumneavoastră. Sigur. Ce suprafață au clădirile, domnul Condra? Deci clădirile, v-am mai spus în comisie, sunt 118 metri pătrați toate. Și toate clădirile 118 metri pătrați. Iar noi pregătim 10.000 de metri pătrați. Mai mare, nu s-a putut. Mulțumesc, domnul Condra. Mulțumesc. Trebuie să facem un echilibru. Adică când ai o cabină poartă și încă o clădire de încă câțiva metri pătrați, da? Nu înseamnă clădire, adică sunt câteva anexe, probabil.
Da? Mulțumesc. Bun. Dacă mai sunt întrebări, supun aprobării cine este pentru. Acum, rog, sigur că domnul Chichi s-a exprimat deja și probabil să anticipez votul. Proiectul ar fi trebuit completat cu comisia de evaluare. Dacă proiectul se va respinge, practic n-are rost să facem, dar eu nu pot să anticipez că se va respinge la momentul ăsta. Credeți că mai are rost să propunem în comisia de evaluare, se respinge, oricum nu va produce efecte. Cred că nu, pentru că e nevoie de 2/3 din câte știu eu, nu? De 16 voturi și probabil că nu va trece. Da. Dar eu asta vreau să vă spun, proiectul fiind incomplet, în mod normal trebuia să propunem comisia și să trecem la vot. Le vom face la pachet în prima ședință și vreau să aveți în vedere ceea ce voi anunța la diverse, da? Ar trebui să spun treaba asta că... Deci vom da pe repede înainte, să nu se supere nimeni vis-a-vis de expresia pe care o folosesc, dar eu sunt adeptul mișcărilor rapide și inteligente și constructive pe cât posibil. Deci supun la vot. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Împotrivă? Abțineri. Deci bănuiesc că toată lumea. Proiectul a fost respins. Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății, etapa 20. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Aprobat, unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice a valorii totale eligibile a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprie a județului Tulcea pentru proiectul modernizare și extindere terminal pasageri, modernizarea platformei de îmbarcare, debarcare și a căi de rulare Alfa, construire, platformă dedicată activităților de degivrare, anticivrare, aeronave. Din câte știu, ați beneficiat de prezența domnului director general fiecare la comisie și sunteți în cunoștință de cauză, așa că v-aș propune să trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DN22E Grindu. Sunt intervenții? Vă rog, domnul secretar. Eu vreau să anunț o eroare materială care s-a corectat, după care puteți să... În cadrul referatului de aprobare, avem la mapă, v-am pus la dispoziție atât un referat de îndreptare eroare materială, cât și referatul de aprobare refăcut. Direcția de investiții ne-a transmis referatul numărul 12149 din 29-7, care ne anunță că în cuprinsul referatului de aprobare pe care l-ați primit la mapa de ședință și pe care l-ați avut și la comisii, numărul 11630 din 20-7-2021, la proiectul de hotărâre numărul 79 din 20-7-2021, la prima pagină, penultimul paragraf, dintr-o eroare materială, s-a scris că platforma drumului va avea o lățime de 7 metri în loc de 6,5 metri, așa cum e corect conform documentației de avizare a lucrurilor de intervenții. Astfel este necesară rectificarea erorii din cadrul penultimului paragraf, care va avea următorul cuprins și se va citi astfel. De la kilometru 8 plus 100 până la 9 plus 960, platforma drumului va avea o lățime de 6,5 metri alcătuită din două benzi de circulație de 2,75 metri și două acostamente cu lățime de 0,5 metri. Referatul a fost deja modificat, îl aveți la mapă în forma corectă, ca să nu existe confuzii. Dacă sunt alte întrebări, alte intervenții, vă rog, domnul consilier Chichi. Ce soluție tehnică s-a ales? Era o promisiune a domnului director Nicu Mihai că va veni proiectantul. La Comisia de Urbanism a fost, vă pot menționa faptul că... Vă rog, domnul director, dacă vreți să veniți la un microfon, dacă nu vorbiți mai tare, având cuvântul, puteți să renunțați pe moment la mască? Până vă instalați. Noi avem experiențe triste pe drumurile toate făcute pe diguri. Haideți Delta. Să vă zic le-am refăcut, întotdeauna am lucrat pe ele până n-am reușit să punem strat de beton
pe ele, știți, experiența Delta Cons și... Da, până n-am pus strat de beton pe aceste diguri formate din bahnă, da? Da. Pentru că ele au o mișcare continuă. Păi, asta m-a interesat, soluția tehnică, domnule. Deci, răspunsul proiectantului a fost la Comisia de Urbanism, cât te știu, dar cu mine așa a vorbit, în sensul că, având în vedere că există un dig care poate lucra în timp terenul de sub drum și afectând drumul, se recomandă varianta de beton asfaltic, adică de două straturi de beton asfaltic. Beton asfalt. Așa îi spune, de asfalt, poftim, de... Deci avem strat de beton? Mixtură, poftim? Avem strat de beton? Nu, 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 avem mixtură asfaltică. Avem două straturi, cum se face se fac la toate drumurile. Deci nu se face beton rutier de 24 de centimetri, pentru că acesta este foarte rigid și lucrând de desubt se fisurează și după aceea întreținerea este foarte greoaie, pentru că la beton nu poți să faci ca la... Faci o, el se fisurează, se duce fisura cât poate în zona aia. Și atunci proiectantul a recomandat că cel mai bine este să nu se pună beton rutier de 24 cm și să pună asfalt în termen popular cu două straturi. Nouă, proiectantul ne-a spus că au apelat la serviciile unei firme specializate care a făcut o expertiză pe întregul parcurs al digului și este contraindicat pentru că nu va susține o soluție cu beton. Și eu am pus aceeași problemă tocmai pentru ceea ce înseamnă o durabilitate în timp și chiar ne-am legat și de garanție de execuția lucrărilor. Deci, din păcate, soluția este asfalt. De asemenea, este necesar, dar au deja aprobările de la SGA. SGA, de la mediu. Avem... Se va lărgi cu niște casete în anumite porțiuni digul, în așa fel încât să se poată realiza dimensiunile standard pentru un drum județean, respectiv acel 6,5 metri, că acum este sub standard. Și un alt lucru, valoarea per kilometru aproape se dublează față de un drum normal, nu pentru că este pe dig, ci pentru faptul că aproape pe întreaga lungime, ba mai mult decât lungimea, da, am înțeles din metraj, vor fi parapeți de protecție, sigur, care sunt foarte scumpi. Am întrebat dacă nu se putea trece la baza digului, dar acolo era deja odată vorba de expropieri de utilitate publică, pentru că sunt terenuri agricole până în dig, și mai sunt și niște canale care au niște podețe. Acolo ar fi fost lucrări de artă care măreau și mai mult valoarea investiției. Singurul lucru pe care l-am impus, să spunem așa, pentru momentul caietului de sarcini, este încadrarea în prevederile legale privind durata, garanția de bună execuție și care este, pentru asemenea categorii de drumuri, m-am documentat de maximum 5 ani de zile. Adică 5 ani de zile după ce s-a realizat investiția, constructorul este obligat să asigure mentenanță. După darea în folosință, după ce s-a tăiat panglica, după ce s-a semnat procesul verbal de predare-primire, timp de 5 ani de zile, el este obligat să vină și să aducă lucrarea la termenii în care a fost pus în funcțiune. Garanția, după care, poftim, te rog. Garanția însemnând vicii ascunse. Nu avem și lucrări de întreținere. Chiar dacă este în garanție, sunt lucrări de întreținere care trebuie făcute. Iar da. Tăiat... E foarte bună mențiunea, pentru că, apropo de beton, se mai poate întâmpla și fenomenul de fractură, dat fiind faptul că digul nu este foarte bine așezat în teren și odată cu creșterea debitelor și cu creșterea debitului Dunării sau a pânzei freatice care urcă, este posibil ca să apară anumite tasări în momentul acela betonul se fracturează și este foarte greu de întreținut. De fapt, refacerea incumbă alte intervenții mult mai scumpe și ele se încadrează la capitolul întreținere,
care sunt din bugetul propriu al Consiliului Județean și nu face ața cât fața, cum se spune popular. Asfaltul este mai elastic, preia aceste mișcări. Cam acestea sunt informațiile pe care noi le putem furniza de bună credință. Deocamdată suntem la faza de încheiere a lucrărilor de proiectare. O să le validăm, după care o să urmeze licitația. Dar licitația nu o să poată să înceapă decât în momentul în care asigurăm sursele. Deocamdată acest proiect este trecut în contul CNI, însă zilele trecute am avut o discuție cu doamna Lumița Mihailov de la ADR Brăila, care a înțeles și încearcă să găsească o formulă prin care să îl transferăm în zona POAR pentru bugetul european 2021-2027, ceea ce este mai aproape de realitate și avem speranțe mai mari și mai consistente decât de la CNI, care are foarte multe proiecte de executat, dar bani puțini. Asta am vrut să zic, dar am spus dumneavoastră, în sensul că el e propus pentru CNI, prins pe listă acolo, noi avem toate avizele aproape scoase, 99%, nu știu ce mai era de scos acum în ultimul timp, sunt scoase avizele, urmează să facem demersurile să predăm la CNI, adică trebuie să facem niște adrese, în sensul că predăm drumul cu totul la ei, din momentul când l-am predat, l-au luat și execută ei, ei fac achiziție, ei fac absolut tot. Acum rămâne să vedem cu cei de la fonduri dacă avem șanse, mai facem o discuție să vedem zilele următoare, dacă sunt șanse să luăm pe fonduri, eu l-aș lua pe fonduri pentru că e mai sigură problema. Așa, de la bugetul de stat o să fie un fel de PNDL care anul ăsta fac 2 km, la anul fac 3 și nu o să iasă nimic bun. E drept făcut continuu și cu asta. Am încercat să identificăm o a doua sursă, deci, cum se spune mai pe românește și poate într-un limbaj suburban, am mers la două capete. Și de ce am accelerat această găsire de identificare a unei noi soluții? Pentru că primarul de Grindu a fost acum vreo lună, lună jumate la prefect să-l anunțe că la Grindu se va organiza referendum legat tocmai de starea drumului. Oamenii de acolo sunt la un nivel de nervozitate extrem de ridicat și sunt totuși locuitori ai județului Tulcea și trebuie să acordăm atenția cuvenită. Avem preocupări, să vedem acum și care ne va fi norocul. Dacă mai aveți întrebări pentru domnul director? Nu, mie mi-e teamă de termene, ce spunea colegul meu, am avut podul ăla de la Turcoaia, 36 de luni, domnul. Lăsați. Vreau să vă spun că bugetul acela pe care o să-l aprobăm și în care o să trecem investiția pe fonduri proprii, să țineți cont, l-am întrebat pe proiectant, este 3,5 milioane de lei kilometru fără TVA. Se duce cam în 5 milioane, mulțiți cu 10.000 și nu știu câți de... cu 10 kilometri. Și o să vedeți că e o sumă. Sumă pe care o să trebuiască tot noi să o identificăm și să o aprobăm la momentul acela. Asta nu înseamnă că sunt împotrivă, dar trebuie să fim cu băgare de seamă pentru că stăm destul de prost la capitolul venituri și știți dumneavoastră din ce cauză. Din bugetul propriu, de ce știu eu, ocupat de investiții, este exclusă această variantă pentru că eu mă chinui să caut niște bani și căutăm cu toții ca să fac un spațiu administrativ la spital, care am pus o sumă care e, dar aia nu e finală, adică o să vedem daliul care o să apară, pentru că toate secțiile de spital, inclusiv spitalul mare, sunt în renovare, modernizare, iar cei care lucrează la TESA și sunt destui pe acolo, stau provizorul pe la domnul Marinov într-o clădire, acum... Și atenție, acolo... atenție, într-o clădire care a fost realizată tot cu fonduri europene, care cu aprobare tacită și pe termen clar de un an de zile de către Autoritatea Națională este agreat să se subîmpartă acel spațiu, el în loc să fie dedicat proiectului și licenței pe care o are, da, găzduiește și personalul TESA de la spital. Am avut o negociere cu cei doi manageri și nu prea avem soluții. Nu avem soluții pentru că nu avem corpul administrativ pentru Spitalul Județean de Urgență în care să muncească
cei circa 25 de salariați. Deci sunt tot felul de interconectări, interpătrunderi și condiționări pe care încercăm să le rezolvăm cu cap și nu cu alte părți anatomice. Așa că, și o să mai discutăm la diverse, o să vă suscit interesul cu un lucru care cred eu că este foarte important și s-ar putea ca de la 1 ianuarie 2022 să pună lucrurile într-o altă matrice. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă procesul investițional în întreg teritoriul administrativ al județului Turcia. Vă rog să contați și să aveți puțin tică răbdare. Mai aveți întrebări pentru domnul director? Nu. Mulțumesc frumos. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc frumos. Vot unanimitate. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Turcia. Dau cuvântul domnului secretar general. Urmarea propunerilor depuse la secretariat pentru completarea articolului 1 din proiectul de hotărâre. O să dau citire articolului 1. Avem următorii consilieri propuși pe care o să-i rog după ce îi dau citire, dacă cumva nu acceptă această propunere, să renunțe ca să nu intre pe fiecare în parte. Se desemnează ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Tulcea următorii consilieri județeni: Bejan Corneliu Silviu, Perfil Mirel Dumitru, Munteanu Alexandru Dan, Visterineanu Cristina Maria, Badea Petre, Kondratov Daniela. Dacă domnii consilierii acceptă să participe la în cadrul autorității, o să-i rog să nu voteze acest proiect de hotărâre ca să nu intre în conflict de interese. Vă rog să supuneți la vot. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Aprobat. Precizarea că cei 6 consilieri nu au votat. În regulă. Vă informăm că probabil în prima ședință o să extindem componența ATOP-ului cu 2 reprezentanți ai societății civile, apanajul de desemnare fiind de președintele Consiliului Județean, și într-un final vom aproba întreaga structură în care vor intra și serviciile militarizate plus un reprezentant al prefecturii. Deci procesul continuă. Am ajuns la punctul 12 diverse. Există aici, după cum am citit anterior, decizia numărul 8 din 10 iunie 2021 și raportul de audit financiar numărul 8286 /9595 din 26 mai 2021 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Tulcea. Scopul este acela de a vă sesiza și de a studia și eventual, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Vă rog, domnul consilier Chichi. Curtea de Conturi are notate în această decizie și în raportul de audit câteva deficiențe. Una dintre ele este prejudicierea bugetului consolidat al Consiliului Județean prin acordarea de drepturi salariare brute care exced indemnizația vicepreședintelui. E vorba de 42.000 de lei. În raportul de audit sunt persoanele, dar aș vrea nominalizarea lor. E vorba de administratorul public de la acea perioadă, domnul Strat, e vorba de secretarul general, 2 directori, 2 șefi de servicii. Care sunt persoanele, dacă nu vă spun? Nu apar în acest raport. Domnul secretar, sunteți în măsură sau o rog pe doamna Anton? Da, domnul, nu știu care sunt celelalte persoane. Ne puteți ajuta, doamna director? De care nu s-a ținut cont în cazul că depășesc. La cele
altă persoană. Este vorba de acordarea vouchelor de vacanță și indemnizațiilor de hrană, unde, din punctul nostru de vedere, cel puțin legea este interpretabilă. De exemplu, ordonanța 114 pe 2019 vorbește de faptul că salariații beneficiază. Deci nu zice pot beneficia. Și de aici au fost aceste interpretări. Suma de 542.000 este sumă brută. În sumă netă de recuperat de la salariați este până în 29.000 de lei. Bineînțeles, cu diferențe pe fiecare din punctele sau persoane care v-am spus. Și este vorba de dreptul salarial de 2 ani jumătate. Adică, este depășit pe lună, dacă face sunt, în jur de 230 de lei pe lună. Okay. A, și vom proceda, bineînțeles, la recuperarea, cum depinde, așa cum am spus cu telefon. Dacă sunt alte întrebări, vă rog. Tot legat de raportul Curții de Conturi, aș vrea să adresez două întrebări. Una este referitoare la punctul 4. Este vorba de contractul de concesiune numărul 367 din 2017-2011 cu Piscicola Sarinasov. Și după aia punctul 4. Dar să revenim la punctul 2. Aș vrea să întreb de ce nu, sau cine se face responsabil de neîntreruperea, nedenunțarea contractului mai sus pomenit, pentru că, așa cum reiese din prevederile contractului, puteam să recurgem la o simplă înștiințare a concesionarului, fiind vorba de un pact comisarului de gradul 4, și să denunțăm contractul. Nefăcând treaba asta, pentru că Pârâtul n-a făcut plăți din septembrie 2016 până în 1.03.2021. Suma totală este 450.000, defalcată 260.000 a fost debitul și vreo 188.000 au fost penalitățile. Deci, repet, putea să fie denunțat contractul foarte simplu prin înștiințarea concesionarului, chiriașului. Mai mult decât atâta. Nici nu a făcut niciun gest până la data auditului Consiliul Județean de a recupera terenul în suprafață de 703 hectare de la concesionar. Nu rezultă foarte clar dacă nu cumva, eu am subînțeles, dar nu știu dacă am subînțeles bine, dacă nu cumva agentul economic a intrat în insolvență, nu s-au făcut demersuri pentru a preîntâmpina treaba asta și ca urmare la debit s-au adăugat și acele 188.000 de lei, sume pe care nu cred că le va mai putea recupera Consiliul Județean, deși Curtea de Conturi a dat termen de îndreptare a situației până la 31 decembrie 2012. Acum să punem întrebarea de ce serviciu economic. Cred că el ar fi trebuit să fie primul care să sesizeze că nu s-au încasat redevențele la timp. Contractul cadru are stipulat plata redevenței în 4 trimestre și, dacă bine mi-aduc eu aminte, este menționat expres că dacă s-a depășit această dată cu plata, avem dreptul să denunțăm contractul. De ce nu s-a anunțat de către serviciul economic că nu s-au făcut plăți pe perioadă, nu de un trimestru, doi, de nu știu câte trimestre, din septembrie 2016 până în 1.03.2021. După aia mai este un compartiment, cel de patrimoniu, care urmărește derularea unor contracte. Contractul poate să fie foarte, foarte bine alcătuit, să fie minuțios prevăzut, dar dacă nu urmărește cineva cu asiduitate desfășurarea contractului în interesul concedentului, atunci nu-și atinge scopul. Deci întrebarea este cine se face vinovat, de ce nu a fost anunțat conducerea Consiliului Județean că acest chiriaș nu și-a achitat obligațiile de plată față de Consiliul Județean. Trecem la punctul 4.
La punctul 4 este vorba de încheierea unor contracte și acesta este declarat imputabil conducerea executive Consiliului Județean sau instituții UAT-ului Consiliul Județean Tulcea, s-au încheiat 7 contracte cu o firmă de avocatură din București. Valoarea contractelor însumate este 111.226 de lei, din care 6 s-au pierdut și unul este încă pe rol. Se pune întrebarea, din cele spuse de Curtea de Conturi, rezultă că greu de înțeles pentru una lume. Rezultă că am pierdut pentru că a fost invocată lipsa calității proșețuale a entității Consiliului Județean Tulcea sau neachitarea de taxe judiciare de timbru care sunt obligatorii pentru derularea unui contract. În ambele cazuri, instanța refuză să judece dacă nu există îndeplinită condiția de partea contractantă, calitate procesuală, sau dacă nu ai timbrat acțiunea. Întrebarea iarăși se pune, am vrut ca aceste procese să fie câștigate de Consiliul Județean? E vorba de o neglijență, e vorba de lipsă de profesionalism sau e vorba de altceva? În puține cuvinte, această sumă se adaugă la pierderi bănești de la capitolul 2, acele 400 și ceva de mii, au și aici termen până în 30.09.2021. Dar mă îndoiesc că vor fi recuperate. Și aș mai avea o întrebare către conducerea executivă a Consiliului Județean. Din presa din Constanța a apărut că ar fi fost încheiat un contract pentru modernizarea infrastructură transport regional pe traseul Traian Peceneagă Ostrov Dăieni Făgărașul Nou în valoare de 189.000 de lei cu o firmă din Galați, Ziromet SRL. Această firmă, contractul este în sumă, v-am spus suma, această firmă la sfârșitul anului 2020 figura cu un singur angajat, avea o cifră de afaceri de 304.000 de lei și un profit de 107.000 de lei. Aceste date nu pot decât să facă invidios orice om de afaceri la asemenea realizări financiare. Problema se pune dacă această firmă care la 2020 avea un singur angajat va putea să îndeplinească condițiile de diriginție de șansier pe o porțiune de drum de câteva zeci de kilometri. Poate să ne ajute domnul Nicu Mihai să ne spună cât sunt însumat, dar sunt câțiva zeci de kilometri buni. Dat fiind faptul că prezența dirigintelui de șantier pe teren este reclamată foarte des, dacă nu permanent. Și întreb, poate să-mi răspundă cineva, dacă nu ar fi fost mai benefic pentru Consiliul Județean la suma asta, 189.000 la care se adaugă TVA-ul, să fie angajat pur și simplu un inginer de drumuri care să răspundă la comenzile Consiliului Județean și care putea să facă dirigenție de șantier și pe celelalte tronsoane de drum pe care le avem în modernizare. Și aici fac referire la deja celebra porțiune Cerna-Traian, care se rostogolește de circa 3 ani de zile și parcă nu se mai termină. Am avut asigurări la domnul director Nicu Mihai că se va termina foarte curând. Așteptăm să vedem. Vă mulțumesc. Referitor la această procedură, vreau să vă spun că peste 130.000 de lei se încadrează la licitație restrânsă. Deci a fost scoasă pe SEAP. Au participat, din câte știu, două firme. Condiția era că au avut o serie de condiții, printre care trebuia să aibă diriginte. Contractul de constructor fiind peste 5 milioane de euro, automat se lucrează pe un contract model aprobat prin hotărâri de guvern, se numește contractul conform HG1 din 2018. Aici firma trebuia să aibă cel puțin un diriginte de calificat pentru drumul, minimul drumul de țene. Ceea ce am îndeplinit, există comisie care a verificat treburile astea.
și supervizorul care gestionează acest contract. E un contract mai complex aici, contractul constructorului, cum a venit. Trebuie să-l superviseze și să îl deruleze conform contractului pe HG1 acesta. Deci el trebuie să... sunt două persoane, supervizorul plus diriginte. Diriginte își face treaba lui de diriginte, iar supervizorul gestionează acest contract. Acolo sunt tot felul de asigurări care trebuie să, la orice mișcare trebuie să făcute. Asigurări... sunt o serie de condiții prin acest contract. Deci a fost făcută licitații, a venit aceste două firme, probabil că ăsta a avut cea mai mică valoare pentru că și-a îndeplinit condiții, nu s-a pus numai valoarea, s-a pus și condițiile care trebuie să le îndeplinească și le-a îndeplinit. Ce spuneți dumneavoastră că ar fi bine să angajăm noi un diriginte, o persoană ca să ocupe numai de așa ceva, nu putem, domnul consilier, pentru că noi acum suntem în deficit, diriginții nu vin să fie angajați, pentru că ei fac mai multe lucrări, au o libertate a lor, pe când aici, dacă vine să fie angajat, noi suntem angajați și eu am de diriginte de drumuri, am scos autorizație și domnul Milea are. Noi ne facem treaba ca angajat, dar trebuie să fie cineva neutru, că așa este, noi nu putem să acoperim. Acum avem vreo 6 drumuri care se lucrează, că trebuie să stai pe traseu, să urmărești, să faci faze. Nu se poate. La structura care avem noi acum, nu, e imposibil. Deci la drumuri nu avem decât domnul Milea, care este autorizat și eu, atât. Altceva nu mai avem acolo. Domnul Milea este pensionar și am rugat să rămână cât se mai poate. Da? Deci, din punct de vedere al structurii care există la Consiliu la momentul ăsta și a faptului, pentru că nu vin eu caut ingineri, nu de drumul, caut ingineri constructori, poate să fie și de civile și de orice și nu găsesc. Am avut concursul care n-au venit. Deci e o situație mai atipică la momentul ăsta. Deci nu vin. Vreau să vă întreb dacă pe porțiunea de drum Cerna-Traian am avut asigurată dirigenție de șantier de cineva. Da. Bun. Nu credeți că nu s-a achitat cum trebuie de îndatoririle contractuale? Pentru că drumul ăsta, uite, face 3 ani de zile și parcă suntem în povestea cu meșterul Manole, ce clădim ziua să năruiește noaptea. Nu știu cum să spun. Sunt 3 ani de zile. Bun, a fost pandemie, a fost ce a fost, dar din start se pare că s-au ales niște soluții nu tocmai fericite, chiar și dumneavoastră ați pomenit de ele, și dacă nu mă înșel și domnul președinte, că au folosit niște agregate minerale care nu erau conforme, așa. Eu nu mă bag în amănunte pentru că nu sunt de specialitate, dar asta a pomenit-o și domnul președinte și cred că ați pomenit-o și dumneavoastră. Ori sarcina dirigintelui de șantier este să supervizeze și să facă niște rapoarte apropo de stadiul lucrărilor și calitatea atunci când trebuie înfăptuite recepțiile etapiale, că bănuiesc că au fost recepții în anumite faze de execuție, pentru că așa se și efectuează plățile. Dar întrebarea asta este... Oare diriginția de șantier pe care a asigurat-o, nu știu cine a asigurat-o, s-a achitat cu loialitate și profesionalism de Consiliul Județean? Atâta pentru timp că... cât acea greșeală a recunoscut-o constructorul și nu s-au luat bani la Consiliul Județean pentru greșeala aceea, care a demonstrat-o și dirigintele, bineînțeles că a fost în echipa care a analizat toate problemele, și nu s-a luat niciun bani, eu consider că și-a îndeplinit condiția. Condiția, nu știu, îndeplinează, din punctul meu de vedere, în momentul când ăsta făcea o greșeală și trebuia să plătim noi Consiliul Județean. Nu s-a plătit de noi, s-a rezolvat problema, s-a demonstrat de domnul diriginte că e așa cum spune el, că nu este, și era un sector de vreo 7 km. Aici, peste tot a făcut bine, numai aici nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta. Deci firma a fost o chestie... Firma. Buftiți? Firma mai este activă. Firma de construcții sau firma de diriginte? Firma de construcții, care lucrează la drum. Păi este activă cu suma, e 1,50. Este treaba sumă, nu știu.
vreau să vă spun că la momentul ăsta de realizare mai este 1,58% din lucrare. Dar acum se mai întârzie puțin din cauza că au fost ploile acelea care au fost acum 2-3 săptămâni sau cât a fost și a stricat o serie din lucrările făcute. Mai mult decât atâta, nu e problema că le-a stricat pe ale lor, adică trotuare și ce a fost. Problema este că acolo s-au suprapus niște proiecte în baza drumului, în fundația drumului, acolo au trecut canalizare și alimentare cu apă. Deci, constructul a venit de drum, a venit ultima dată, cu acceptul nostru, cu acceptul primăriei de acolo, în sensul că nu puteam să facem noi drumul și după aceea să spargă ei să facă din nou. Dar nu, și am mai întârziat pe sectorul ăsta, pentru că așa sunt constructorii, cu apă, cu PNDL, n-au avut bani. În sfârșit, ne-a creat niște probleme acolo. Și acum, când a plouat ultima dată, a stricat și din partea constructorului nostru și a stricat foarte mult și din partea de canalizare și apă. S-a infiltrat pe porțiunea de conductă care trece apa, pe lângă conductă, și atunci, automat, până în anumite zone, s-a lăsat terenul în zona respectivă. Și a trebuit să chemăm din nou constructorul de canalizare și de apă, să-și rezolve problemele și din spate vine constructorul de drum care rezolvă problema. Numai că ea va merge încet, pentru că dacă aștept să facă ăsta și după aia te organizezi tu să faci treaba asta, mai e 1,58 efectiv. 1,58 că am făcut zile trecute o analiză ca să vedem ce e acolo. În rest, toate trebuie să sunt rezolvate. Asta mai rămas de făcut la Cerna și s-a terminat. Zona aceea noastră s-a turnat primul strat de asfalt, care a fost cu probleme. Rămas intravilanul, care sunt în condiționa puțin de constructorii de apă și de canalizare din zonă. Cu scuze, aș vrea să fim mai sintetici, pentru că au început să plece din colegi, au treabă, și eu am spus că vreau să fac un anunț. Un anunț care este în principal pentru consilierii județeni. O singură întrebare. Pentru acești dirigiți de șantier, există o grilă? După ce criterii, la kilometru, ca timp de... După ce criterii sunt implătiți? Aceste societăți care au la dispoziție dirigiți de șantier. O grilă, este o grilă, un standard pe suprafață de asfaltat în funcție de ce ridică sunări care le ridică. Pe ce? El este plătit la... Nu, în principiu, de exemplu, la noi suma se stabilește către proiectant, sumele, pentru verificare se stabilește, sunt niște calcule, că nu poate să aibă dirigintele mai mult decât proiectantul. S-a ajuns la 182.000 în situația expusă domnul Vezon. Păi da, știți câți kilometri sunt acolo, cât durează? Asta v-am întrebat, e de kilometru? Păi nu. Deci valoarea se stabilește de proiectant. O să vă spun modul de calcul, o să vorbesc cu proiectantul și o să vă stau. Nu știu exact la momentul să vă zic ce are în calcul dânsul la momentul când calculează. Dar noi când facem decontarea, o facem proporțional cu realizarea investiției, pentru că el urmărește investiția și din cuantumul la care se stabilește prin licitație și stabilit de proiectant în prealabil, el va fi decontat în funcție de cât s-a realizat. A realizat 20%, ia 20%. Și cu garanție, cum are constructorul, are și dirigintele garanție a lucrării. Modul de calcul, repet încă o dată, o să vorbesc cu, la data viitoare, o să vă informez cum calculează un proiectant suma unui diriginte. Vă rog, domnul consilier, pentru că... Așteptam și încă aștept și îmi pornesc eu numai un răspunsul la chestiunea numărul 2 de șupicicul la Sarinasov, un răspuns, oricare ar fi el. Și la punctul 4, cel cu contractarea de servicii juridice. Cine este în măsură să ne dea aceste răspunsuri? Mulțumesc. Deci, domnul Condrat, doamna Mierla, ați putea să dați niște răspunsuri coerente, consistente și telegrafice? Noi am acționat în instanță în continuare l-am acționat în instanță, chiar s-a pus sechestru pe fondurile societății ca să ne recuperăm debitele. Am
primit la ora actuală raportul de activitate de la administratorul judiciar, urmând, oricum, contractul până, e valabil până pe 1.10.2021, care ajunge la termen. Important e ca să ne recuperăm debitele și să preluăm obiectul concesiunii care este teren. Deci așteptăm să primim raportul de activitate al administratorului judiciar. În continuare, suntem în instanță pentru recuperarea debitelor. Domnul președinte. Da, și cer după ați înțeles atunci în raport că noi în perioada 2016-2021 nu am făcut nimic. Dosarul în instanță este pornit din anul 2016. Procedurile care vi le-a explicat domnul Pondra au durat tot acești ani și încă nu avem o soluție de la instanță. Deci că nu s-a pornit acțiunea de recuperare. S-a pornit de la momentul 2016. Nu v-am auzit bine, dar am să vin cu următoarea precizare. Eu și cred că nu numai eu și ceilalți colegi am vrea un raport care să fie făcut împreună de cele două direcții în care, din care să rezulte cronologia acțiunilor pe care le-a făcut Consiliul Județean din momentul, repet, data când s-a constatat că nu și-a mai plătit obligațiile de redevență. Mulțumesc. Ok, mulțumesc pentru soluție. Așa cum știți, procedura sau, mă rog, aprobarea pe care ați dat-o legat de contractarea de servicii juridice pentru achiziționarea acelor imobile de la Turbo a presupus încheierea unor contracte cu un avocat. Deci asta este obiectul celor 7 contracte. Toate au fost legate de acțiunea și de, să zic așa, de scârcirea întregii probleme care știți, cel puțin azi, domnul deja că a scos în acea comisie mai multe, cu Turbo. Acum că putea de continua statutul prejudiciu, așa cum aș citit, a mers pe respectarea unor principii care sunt stabilite din lege, dacă până la întâlnirea asta am făcut-o și este economicoasă sau nu. Atâta timp cât noi am mers pe acel drept de preamțiune și am vrut să facem această achiziție, la momentul respectiv, conducerea, în baza apropării date de dumneavoastră, a considerat că toate obiectele contractelor încheiate pot să ne ducă la ceea ce ne doream. Legat de taxa de timbru, pentru că noi avem o excepție în lege privind plata taxei de timbru, când s-a demarat în instanță, s-a considerat că vom fi exceptați. Judecătorul a considerat altă. Legat de calitatea procesuală sau de lipsa calității procesuale, cred că vă explică mai bine doamna Miatula dacă considerați necesar. Vreau să vă întreb dacă ne mai păstrăm dreptul acela de preemțiune pe care l-am invocat în instanță, că după ce s-a prăpătit răposatul strat, nu s-a mai pomenit nimic. Mai ne păstrăm acest drept de preemțiune, mai avem intenția de a lua acest activ. O să ne spună probabil doamna Aslă. Mulțumesc. Deci înțeleg că ne vom pronunța în scris, stimați colegi Mierlă, Anton, eventual domnul Contra, dacă mai are ceva de adăugat, și vom pune la dispoziția tuturor celor interesați din rândul consilierilor județeni. Vă rog, doamna consilier Mariu. Domnul președinte, am o rugăminte. Toate rapoartele care se întocmesc de către executivul Consiliului Județean vreau să fie puse la mape la toți consilierii, nu numai la cei care au solicitat lucrul acesta. Mulțumesc. Ați văzut că v-am citit gândurile. Acum, sper că acest punct a fost depășit. Cu permisiunea dumneavoastră o să vă informez două lucruri, în ordinea, să spunem, importanței lor. Vineri 6, intenționăm o ședință extraordinară, motivată de faptul că, prin efortul conjugat a aparatului de execuție al Consiliului Județean și prin bunăvoința și colaborarea activă a celor din Ministerul Transporturilor, vom avea o suplimentare de fonduri pentru ceea ce înseamnă faleza Tulcea sau port maritim municipiul Tulcea. Pentru considerentul acesta o să avem nevoie de ședință extraordinară și să aprobăm noi indicatori. Cu ocazia aceasta vă sugerez, dacă se poate, stimați colegi din grupul liberal, poate rezolvăm și problema aceea cu licitația.
pentru care ați cerut amânare. Adică în ședința aceea să aprobăm și acea posibilitate de scoatere la licitație, în așa fel încât să nu blocăm, să spunem, procesul de concesionare a terenurilor din patrimoniul județului. Vă rog. Permiteți-mi. Consider că până pe 6 este destul de devreme ca să ne punem la masă și să facem un caiet de sarcini așa cum trebuie. De fiecare dată s-a discutat despre acest caiet de sarcini, dar niciodată nu... Doar am discutat la modul general. Ne-am aplecat cu toții asupra lui să luăm paragraf cu paragraf și să discutăm acest caiet de sarcini. Pentru că cum bine cunoaștem, cred că majoritatea dintre noi, sunt foarte multe lucruri acolo care trebuie modificate și tratate cu seriozitate, adică mai trecem niște indicatori, mai de dragul de a avea niște indicatori în analiză. Acesta este punctul meu de vedere. Dacă vrem să-l facem pe genunchi, să intrăm cu el pe șase. Eu sunt întru totul de acord. Vă rog, domnul președinte, poate că ar fi bine să plecăm de aici cu constituirea nominala a grupului acesta, ca să nu mai pierdem timp să ne mai întâlnim, să-și desemneze fiecare partid, să-și desemneze un membru, doi, dacă vrea, că nu putem să interzicem, dar nici să fie foarte stufos ca să fie non-lucrativ sau greu lucrativ. Mulțumesc. Da, ce părere aveți, domnul secretar general, că cum virgulă comisii de genul s-a înțeles că s-au făcut de-a lungul timpului? După aceea, dacă mă întrebați pe mine cu riscul de a mai face niște prieteni, a se citi dușmani. De când a fost publicată ordinea de zi, era acest proiect de hotărâre și se putea sesiza din oficiu o comisie din aceasta aleatorie, da, care să lucreze în spiritul acesta, să avem un caiet de sarcini prezentat executivului, îl puneam eventual anexă la și astăzi și aprobam, da? Dacă de azi încolo ne propunem să lucrăm de aceeași manieră, este posibil să ne prindă toamna. Și toamna se numără bobocii. Da? Să domnul secretar, vă rog să gestionați constituirea acestei comisii. Se poate lucra. Numai ideea este să se vină cu propunere, adică a spus și doamna Marinescu, pertinent. Avem la momentul ăsta un caiet de sarcini, o documentație de atribuire, practic. Se numește după lege, care a fost refăcută în 2019, după ce a apărut codul administrativ. Aveam așa documentație cadru în 2009 făcută de firma KPMG, care s-au noile contracte de concesiune, care s-a lucrat în 2019. S-a adaptat pe prevederile codului administrativ. Aceasta este documentația cu care s-a lucrat. Ea poate fi discutată, dar să se vină cu niște propuneri, adică să știm ce să lucrăm. Trebuie să se aplece cineva pe ea. Ce anume inconveniente au fost, inclusiv, înțeleg, prin comisia de evaluare, nu? Au fost sesizate de la doamna de la ANAF, nu știu ce. Adică, veni punctual, se poate modifica. Da. Trebuie făcute propuneri și să-i dăm o formă. Asta nu este o problemă. Că vreți un grup de lucru, că vrea cineva să vină cu propunerile în scris și ele să fie așezate de compartimentul domeniului public, că poate vine fiecare consilier sau cineva poate să vină cu propuneri, le gestionează compartimentul de domeniu public care face de regulă documentația, care sigur că trebuie să treacă pe la toate structurile din Consiliu. Avem o formă, după ce avem aceste propuneri și se întâlnește după aia, nu știu, grupul și vede propunerea, se întâlnește grupul și face propuneri. Cum decide? Se poate face și așa și așa. Cum credeți că este mai operativ? Domnul președinte. Microfonul. Să știți că în momentul acela, la capitolul posibilități de exploatare a domeniului public de interes județean din Delta Dunării, cei de la firma sus amintită spuneau că se pot obține la momentul 2009, da? 20 de milioane de lei. Anul trecut s-au obținut 6 milioane. Anul acesta avem un target mai îndrăzneț de 9 milioane, dar probabil că cu toată sarabanda de procese și de licitații cu clauza suspensivă, dacă o să facem 7, să spunem mulțumesc. Este în sarcina tuturor consilierilor județeni, implicit a celor care dețin funcții de demnitate, da, să ducă beneficiul acestor terenuri spre 20 de milioane. Așa că haideți să vedem ce putem face. Și mai puțin cu părerea, mai mult cu implicarea efectivă. Probabil că este nevoie de o nouă abordare.
Suntem alți oameni, cu mici excepții, începând cu mine, și hai să vedem cum facem diferit față de ce s-a făcut de la an de grație 1992, 9 septembrie, când am adus în patrimoniul județului cele 80.000 de hectare, ce facem de azi încolo? E un sfat. Un sfat provocator și în același timp constructiv. Trebuie să discutăm pe obiective. Nu punctual pe o licitație. Habar n-am cine este. Dar noi avem datoria să creăm fluență. Ne-am apucat și am postat că licităm, păi hai să licităm. De ce nu licităm? Pentru că n-avem nu știu ce. Păi nu mai e vina onoratei clientele. E vina noastră. În sensul acesta, fac un apel. Haideți să lucrăm coerent și haideți să lucrăm țintit. Fără să fiu lupul moralizat, văd că stăm așa și vegetăm. Mai avem o problemă. Afară este un cetățean, cred că nu e aici. Da, care a venit iarăși cu problema terenurilor pentru pășunat. Și acum vreo 2-3 luni de zile, tot la diverse, a fost aici un colectiv de oameni ai muncii, cu ghilimele de rigoare, din același domeniu. Am făcut și atunci o comisie, vă aduc aminte, care s-a întâlnit o singură dată, soluție IOC, până în momentul ăsta. Vă rog. Deci, comisia care a făcut numire la momentul acela în ședință, și-a dus la întâlnire toate obligațiile care le au pentru a ajunge în fața tuturor cu materialele din care să se poată face acel lucru. Ce s-a făcut cu acele terenuri de la momentul la care a solicitat conștiința de la punerea la dispoziție a domnului Contrat, care pe toate intervenții, personalul domnului Sunt de acord cu dumneavoastră, suntem toți într-o barcă. Eu înțeleg unde duceți discuția. Și o duc tot acolo. Domnul Tarun, îmi permiteți? Mie îmi place ce spuneți și aveți perfectă dreptate. Ceea ce a spuneți dumneavoastră, am spus și noi în comisia juridică cu domnul Bejan și am spus, domnule, hai să vedem față de această licitație, punctul de zi, să-l votăm, să treacă mai departe. De ce? Pentru că, cum a spus dumneavoastră, n-am pregătit nimic. Plus că s-ar putea să ne întindem prea mult cu chestiunea de astăzi. Dar, cred că, sigur, domnul Bejan zice bine, trebuie să facem o comisie, de altfel, doamna Marinescu zice bine, facem o comisie, o comisie care trebuie să lucreze. Comisia asta nu se poate termina într-o săptămână, două, cinci, șase. Sigur, aveți dreptate. Chestiunea de azi cu lunca aia trebuie închis și până pe șase trebuie rezolvat. Perfectă dreptate. Dar ar trebui să ne punem la muncă, bine, nu sunt cuvinte prea mari, în care să avem o comisie de consilieri județeni și lângă o comisie tehnică de juriști. Pentru că noi aici suntem în calitate de consilieri județeni, de specialiști în ceva. Suntem în calitate de aleși ai poporului. Ei bun, ne povesteați de KPMG, sunt convins că fac bine ce fac, dar trebuie să știți că contractele astea de concesiune sau orice contracte de pe pământul ăsta, cel puțin la noi aici, trebuie să aibă viață, trebuie să arate altfel, nu sunt copy-paste și generale. Adică cineva trebuie să vină, să se uite îndeaproape și să le studieze, nu la, repet, după reguli generale și copy-paste, cum se fac în alte... Deci contractele au viață, contractele arată altfel. În fine, asta am vrut să zic. Așa că, cred ca dumneavoastră că trebuie închisă problema asta până pe șase, în ceea ce privește problema cea cu ordinea, cu problema din ordinea de zi, în ceea ce privește comisia, aia s-ar putea să ia vreo jumătate de an. Povestea asta, sigur că nu e în regulă. Eu nu cred, pentru că vă zic cum ar trebui făcut, cum cred eu în comisia asta, noi consilieri județeni, ar trebui să ne gândim să facem cum a făcut domnul Bejan. Luăm un contract, punem, subliniem, da? Dar peste noi trebuie să vină o echipă de specialiști, de juriști, economiști, nu știu, niște domni de la RVDD, de la Direcția Agricolă. Domnul Bejan, greșesc? Am discutat lucrurile astea în comisie. Mă scuzați o clipă, care să ne spună, să certifice și să ne spună, eu știu, ca un specialist ce am făcut noi.
Repet, noi nu suntem aici în calitatea de profesioniști a ceva. Noi suntem aleși ai poporului care votăm după diverse logici. Dar avem nevoie peste noi de un grup de specialiști care să ne spună cum să facem chestiunile, cum să dăm viața acestor contracte. Vă mulțumesc. Domnul președinte, eu aș încerca să simplific un pic lucrurile pentru operativitate. Cred că toată lumea e de acord cu mine că orice contract este perfectibil ca orice lucru de altă natură. Deci, drept pentru care, eu aș propune să plecăm de aici cu persoanele nominalizate care vor să vină la convocarea care va fi făcută, în sprijinul susținerii, eu știu, inițiativei eventualilor chiriași doritori, așa, că degeaba facem un grup de lucru cu oameni care îți luați cu anasâna. Deci cine dorește să participe în acest grup de lucru, să răspundă la convocări. Eu am anticipat un pic cu minimum de pregătire pe care o am în domeniu, sau cunoștințe mai exact. Eu deja am făcut niște adnotări, domnul avocat le-a văzut, și la caietul de sarcini sau documente de atribuire și la contract și ele nu sunt multe. Atâtea câte le-am observat eu. Același lucru poate să-l facă colegii noștri care vor face parte din acest grup de lucru. Evident, toate acestea vor fi prezentate compartimentului juridic al Consiliului Județean. Dar de fiecare dată când ne vom întruni acest grup, evident vom dori să fie de față și cei de la compartimentul juridic al Consiliului Județean. Deci așa văd eu lucrurile. Domnul avocat... Dacă sunteți de acord cu următoarea abordare, acum, pe loc, de bună voie și nesilit de nimeni, fiecare consilier județean care dorește să comunice domnului secretar general, care dorește să facă parte din această comisie. Încheiem cu palierul consilier județean. După care, din punct de vedere a serviciului, a aparatului de specialitate, vom stabili clar, o să fie domnul Condrat, o să fie probabil doamna Mierlă, care este la serviciu de contencios și probleme juridice, consultanță juridică, dacă o să fie nevoie și domnul secretar al județului nu se va da înlături, după care mai avem un palier. S-a menționat aici și eu achiesez, și anume, poate să fie cineva de la rezervație pentru că ne înrudim cu ei acolo, în teren. Poate că de la Direcția Agricolă și de Dezvoltare Rurală, poate că de la pedologie, poate că de la, poate că de la. Vă rog frumos, având în cunoștință de cauză care sunt instituțiile publice deconcentrate, da? Să nominalizați. Facem corespondență, vedem dacă suntem înțeleși și sper să fim, pentru că suntem trăitori în spațiul acesta numit Județul Tulcea. Și iată, facem o comisie care poate că, și nu vreau să fiu greșit înțeles, poate că va însemna un nou început, o altă abordare. Începând de la structura contractelor care trebuie să fie vii și nu natură moartă, adică copy-paste, poate că, virgulă, condițiile vor fi mai avantajoase de data aceasta pentru concesionar, da? În sensul că avem obiectivul acela, da? Să ne ducem spre 20, în condițiile în care știm foarte bine cam care sunt posibilitățile bugetului național și cam ceea ce ar veni către județul Tulcea. Apropo de lucrul acesta, să știți că am făcut o adresă către ministrul Ceche. Bănuiesc că, virgulă, că oameni politici v-ați sesizat din oficiu, că a apărut la un moment dat, cel puțin pe rețelele de socializare, că domnul ministru a făcut mențiunea că județul Tulcea este singurul din România care se poate susține. Da? La capitolul de cheltuieli de funcționare. După Poftim? Probabil după Popasa. Nu. Suntem number one across the nation. Cum zice... Da? Și noi am făcut o adresă domnului ministru încercând într-o oarecare măsură să atenuăm acest succes nemaipomenit care ne este rezervat, ca nu cumva să ne trezim la rectificarea anuală să avem... Nu să fim uitați, să fim bypassați, pentru că noi avem. Realitatea este puțin alt cumva, o putem discuta într-o altă ședință la punct distinct pe ordinea de zi. Așa că trebuie să ne preocupăm să facem bani, adică să aducem bani la buget
Și nu este numai o obligație, să spunem, a executivului și consilierii județeni. Sunteți solidari cu noi. O remarcă, domnul președinte? Vă rog. Eu n-aș lega ședința extraordinară de pe 6 cu acea suplimentare pe care Ministerul Transporturilor o face, da, cu lunca. Acum, uitându-mă atent pe lunca, să știți că niciodată nu o să ajungem la 20 de milioane de euro, cum a spus dumneavoastră, în momentul în care un expert arevar îmi spune că la amenajarea piscicolor lunca redevența a fost stabilită 1,9892 lei pe metru pătrat pe an. Mă surprinde această exactitate, știți, e complicat. Domnul consilier, nu sunt pregătit să merg în detaliu ca să văd ce înseamnă această licitație. Eu vorbesc de principiu. Da. Deci dacă noi am pus pe ordinea de zi a Consiliului Județean, dacă am făcut publicitate, da, trebuia să fim pregătiți la virgulă, da? E obligația noastră acum să fim într-un termen. Corect. Noi vreau să spun că jucăm la impuse. Nu doriți pe 6, nu e nicio problemă. Putem să punem peste 6 luni de zile, punem între timp închis pentru inventar în materie de tot ceea ce înseamnă concesiuni și comisia despre care numai ce am făcut vorbire că o înființăm să treacă la treabă, da? Când își termină treaba, deschidem iarăși taraba. Corect. Scuzați de expresiile suburmane și să mă ierte și telespectatorii, dar încerc să mă fac înțeles. Da? Deci, de prea multă vreme e bătuta pe loc. Da, domnul președinte. Și din spate vin presiuni. Vrem să facem drum. Să-l trecem pe buget propriu. Vrem să facem nu știu ce. Vă rog eu frumos, în permanență, când vreți să faceți o propunere, să ne spuneți și de unde. Și cum. Noi suntem toți într-o barcă, repet. Indiferent că unui vremelnic vicepreședinte, nu vorbim de președinte, că e ales de poporul tulcean, da? Pe 4 ani de zile. Păi, tragem în aceeași direcție. Nu, unii suntem de arătat cu degetul și trebuie să ne executăm. Haideți să fim proactivi. Și vreau acum să leg de ultimul punct, pentru că și ăla poate o să mai ia jumătate de oră. Vreau să vă aduc la cunoștință și sunt convins că nu, eu știu, luați acum la cunoștință de la mine. Așa vreau să cred. Pe site-ul Consiliului Județean este în consultare publică o lucrare care se numește Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027. Fac o mențiune și luați-o ca atare. Eu am aflat că există această documentație, recunosc nu de pe site, ci dintr-un articol din ziarul Delta semnat de Florentina Titorencu. Dar din momentul acela, asta s-a întâmplat în urmă cu vreo 2 săptămâni, am început să citesc. Și pe măsură ce am citit, mi-am dat seama că sunt în fața unui moment istoric și nu greșesc când afirm lucrul ăsta pentru că am citit. Vă fac o foarte scurtă introducere. În anul 2015, ONU, da? Stabilește o strategie de dezvoltare durabilă, aș putea spune, a planetei, pentru că acolo sunt toate statele. După care, Europa se preocupă de lucrul acesta pe la 1992, odată cu tratatul de la Maastricht, însă vin și ei în 2019 și adoptă o lucrare care se aliniază la Agenda 2030, așa a intitulat-o ONU, generic, după care vine statul român ca membru al Uniunii Europene și printr-un HG în 2018 aprobă strategia de dezvoltare durabilă a României. Din acel moment se dorește o coerență din punct de vedere a armonizării direcțiilor pentru ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă a unor teritorii clar stabilite. Și am văzut planetă, Europa, regiuni, țări, județe și noi am făcut această documentație. Am finalizat-o la decembrie 2020. Au mai fost niște necesare adnotări, adaptări. A fost pusă pe site
și conform legii trebuie să mai stea și luna aceasta, după care ar fi bună de introdus în mini-parlamentul tulcean. Ce semnificație are? Odată aprobată, nu mai ieși din termenii ei. Pe considerentul acesta, respectuos, vă rog să-i acordați atenție, să o citiți, să vă faceți adnotări și la momentul la care se va pune pe ordinea de zi și o să o punem pe ordinea de zi cu consensul tuturor formațiunilor politice reprezentate în Consiliul Județean, vom avea prezența celor care au elaborat această documentație la nivel de comisii și, bineînțeles, vor veni și la ședința de plen. Consider că acela va fi un moment de referință pentru ceea ce înseamnă activitatea noastră și, în același timp, pentru ceea ce înseamnă următorii 10 ani. Vorbim de perspectiva lui 2030. Vă spuneam mai devreme, am făcut eu o intervenție și am spus, cred eu că o să se clarifice treburile. Adică ce înseamnă? Eu am citit. Sunt niște obiective din care nu ieși. Sunt niște obiective care se urmăresc de sus până jos, adică, mai bine zis, de la nivel de județ Tulcea până la planetă. Uniunea Europeană vine și finanțează. Merge pe proiectele clasice care sunt prea bine cunoscute de cei care le aplică sau de cei care au beneficiat de ele. Mai vine și PNRR-ul. Nota bene, în strategia aceasta PNRR-ul nu este introdus pentru că nu era aprobat la Bruxelles. Dacă se va aproba în septembrie, și aici e o problemă, o să fie adaptat strategia la prevederile PNRR-ului. Deja, atunci când a venit doamna Mihailov, ne-a și spus unde sunt posibilele suprapuneri între programele de finanțare clasice cunoscute și PNRR. Și să avem niște semnale de alarmă și în același timp de așezare pe bugete. E, ce vă rog? Vă rog să insistați pe ultimile 150-175 de pagini, în total are 639. Și mai exact de la 389 până la 567, după gustul meu. Aici este planul de măsuri, planul de acțiune. Analiză SWOT pe toate problemele județului nostru. Ce vreau să înțelegem și să concluzionăm. Odată ce am aprobat această strategie din 1 ianuarie 2022 cu proiecție spre 2030 și poate dincolo de el, vom avea o serie de programe care sunt pe obiectivele de dezvoltare durabilă impuse întregii omeniri. Firește că Europa o să se alinieze pentru că are acel document și va finanța tot pentru asemenea obiective. Tot ce apare la neprevăzut, da, în viața curentă a fiecărei comunități, fie că este de nivel UAT, comună, oraș, municipiu, țară, nu îi rămâne decât să o finanțeze din surse proprii, dacă le are. Dacă nu, sunt băncile la care te împrumuți fără număr, într-un anumit grad sau procent de împrumut. Așa că eu aș acorda o foarte mare atenție acestei strategii și vă rog și pe domniile voastre, în așa fel încât când vom conveni, și am spus, din punct de vedere a tuturor actorilor politici, în ce ședință, că va fi în septembrie, că va fi în ședința de octombrie, că vom face o ședință extraordinară dedicată, da? În momentul acela va trebui să fim toți avizați, să fim cât se poate de ancorați în ceea ce urmează să votăm, pentru că acest document programatic, da, și în același timp de direcție de dezvoltare a județului, va fi în votul nostru. Eu îndrăznesc să cred că și cei care vor fi aleși în mandatul 2024-2028, 2028-2032, nu vor abandona. Chiar dacă vor vrea, nu vor putea, pentru că finanțările vor fi în matricea aceasta. Nu o să poată să inventeze altceva, indiferent cât ar dori, decât dacă apelează la alte surse de finanțare. M-aș opri aici, dacă sunt întrebări. Domnul președinte, vă rog. Din ce instituții sunt cei care au elaborat această strategie? În urma unei licitații, sunt două firme de consultanță, sunt ambele din București. Sunt specialiști din județ. Nu. Dar vreau să vă spun că au lucrat ca la carte.
Credeți-mă că de două săptămâni de zile citesc, încerc să, bineînțeles, să înțeleg demersul, da? Dar am vrut să văd și care este partea documentaristică. A fost o muncă enormă. Să știți că 36 dintre primari din 51, din păcate, au răspuns în permanență la apelurile lor, au reușit să obțină de la acei primari tot ceea ce au considerat dânsi necesar pentru autoritățile, pentru UAT-urile pe care le reprezintă. Nu mai vorbesc de instituții deconcentrate, după aceea analize care s-au făcut pe tot ceea ce înseamnă social, ce înseamnă sănătate, ne-au dat direcțiile, ne spun, au făcut chestionar în populația județului Tulcea. Și nu ca la telefonul call center-ul de alegeri sau pentru recensământ. De cu totul și cu totul altă manieră. Foarte, foarte științific. Deci este un document căruia, sincer vă spun, eu îi dau credit și vă invit și pe dumneavoastră să-l citiți și să descoperiți utilitatea lui. Prin votul prin care îl vom da, vom stabili încotro merge județul acesta. Indiferent de cine este la conducere în Consiliul Județean pentru următorii 10 ani. Vom vedea ce o fi după 2030. Acesta este mesajul meu. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul președinte, nu pe această temă. Dacă sunt colegi pe această... Eu aș vrea să ridic o problemă, zic eu, de interes, pentru că vreau să profit de faptul că domnul Nicu Mihai este aici. Care este stadiul lucrării în port? M-ar interesa. Și dacă aveți un calendar, adică sezonul turistic 2022 poate fi salvat, lucrurile sunt tare complicate în momentul de față în comunitatea portoară și aș vrea să ne spuneți ce se întâmplă în acea zonă. Bine să fie și Azeleu, dar... Deci, există un grafic de execuție al construcției pe care noi îl respectăm. Vreau să vă spun că la acest moment există, este în grafic, cu toate că au fost impedimente și știți foarte bine că nu s-a putut rezolva problema cu cei care erau acostați în zonă ca să poată fi mutați de acolo în timp util. În sfârșit, constructorul și-a asumat aceste întârzieri în sensul că o să respecte graficul așa cum și-a propus. După ce se formează această comisie, se face nouă cale de sarcini, care trebuie să stea publicat 30 de zile, ceea ce înseamnă că vom putea avea licitații undeva în luna noiembrie. Cu adevărat. Vreau să știu dacă după se putem fi vinovați că nu s-a scos la timp, că știu că erau în lege, sunt niște termene de a scoate aceste... Stimate coleg, dar nu și-a asumat nimeni explicit durata de 6 luni. Nu știu de ce ați înțeles dumneavoastră de 6 luni. E foarte simplu. 10-20 de zile ne întâlnim să facem un document, după care se face de către referate departamente de specialitate încă 20 de zile, 30 de zile publicare, ședință în care se va vota următorul, ajungem în luna noiembrie. Doar ne uităm cu rapid vorbind, dacă o facem repede. Domnul președinte, mă scuzați că intervin. Rog. Numai puțin, da, domnul Chichi. Nu, fondurile, dacă dumnealor au susținut în referatul că vor să acceseze fonduri, fondurile pe care le pot accesa sunt pe rural. Adică pe măsura 6.2 sau 6.4, pe turism. Măsurile acestea se dau drumul acum în septembrie. Mă îndoiesc că, indiferent că am aprobat noi chiar și astăzi, că va avea dumnealui timp să pregătească toate documentele pentru procedură. Asta unul la mână. Doi, așa cum s-au realizat lotizări pe terenurile agricole, nu putem să facem lucrul acesta și aici, adică pentru 70 de metri pătrați trebuie să scoatem la licitație 10.000 de metri pătrați? De ce nu ne gândim să dăm la 6, 7, 10 concesionari care să dezvolte zona? Toți cei 10 vor face fonduri europene, da? La fel cum și dumnealui solicită pentru fonduri europene. Una e să dezvolte 10 un business și alta e să dezvolte doar unul.
ăsta e punctul meu de vedere. 70 de metri pătrați, să dai în concesiune 10.000 de metri pătrați. Și aici domeniul public să ne răspundă. Se pot face lotizări așa cum s-a făcut la, pe terenurile agricole și aici? Da, este o temă de gândire pentru comisie. Făceam o afirmație mai devreme și anume aceea că trebuie să gândim o altă strategie decât cea de până acum, pentru că cea de până acum a adus niște beneficii sub capacitatea prognozată de profit pe care poate să o aducă terenurile din Delta Dunării. Punct. Ăsta e un bun început. Dar hai, cine dorește? De la Partidul Național Liberal, de la Partidul Social Democrat, de la Partidul Pro-România, vă rog frumos să noteze domnul secretar general al județului. De la Partidul Pro-România, domnul secretar Marinescu Liviana, dar am o mare rugăminte la dumneavoastră, domnul președinte. Vreau să le reamintiți că poate nu toți colegii din executiv cunosc că noi, consilierii județeni, avem dreptul de a solicita informații vis-a-vis de problemele Consiliului Județean. Și de nenumărate ori am sunat la juridic, la doamna Aslă, cred că de 5-6 ori, două zile la rând, pot să confirme și secretarele, nici măcar nu m-a sunat doamna înapoi. V-am sunat inclusiv pe dumneavoastră și v-am spus că am o problemă, vreau o hotărâre. Nu am primit niciun răspuns. Adică nu mi se pare normal, eu în calitate de consilier județean, să ajung să mă rog că vreau o hotărâre care a ieșit sau că vreau un document. Până la urmă și noi lucrăm tot în slujba Consiliului Județean și a județului, nu? Adică nu sunt lucruri care unele le ascundem și unele le spunem. Asta nu pot să spun. Păi de ce? Nu sunt chestii publice? Nu, dar este normal să avem și sprijinul, să avem și sprijinul celor care lucrează cu noi. Adică nu lucrăm fiecare pe bucata lui și aici lucrăm toți pentru același interes, nu? Mulțumesc. Ca drept la replică, doamna Aslăi, ați vrea să dați un răspuns? Nu. Mulțumesc. Din punct de vedere a organigramei, diagrama de relații, să știți că serviciul cu pricina este în directa subordine a președintelui. Deci când mai aveți probleme, îl sunați pe domnul președinte direct. Răspunde de rău. Da, deci, ori colegii liberali, ori colegii PSD, vreau să faceți propuneri. Am înțeles Pro-România, doamna Marinescu. Munteanu Dan. Nu are pregătirea necesară, doamna Kondratov, și nu vreau să fie oameni care doar se insinuează că au statutul de consilier județean. Trebuie mai mult decât atât. Și nici nu este aici, nu pot să hotărăsc în numele domniei sale. În ceea ce mă privește, sunt implicit. O să aducem la cunoștința președintelui, bineînțeles că nu facem noi acum recrutare și selecție, o să vedem cine sunt persoanele cele mai abilitate să facă parte din acest colectiv tehnic. O să lucrăm ca la Parlamentul României. Dumneavoastră sunteți parlamentari, o să aveți la dispoziție o echipă tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. O să vă rog frumos, cei care v-ați propus, să nu uitați că așteptăm la domnul secretar general al județului să ne faceți propuneri cu privire la instituții pe care a căror reprezentat să îi atragem în această comisie. Spunea cineva aici, cred că domnul Munteanu, da? Spunea de rezervația biosferei Delta Dunării. Păi, o să facem o corespondență în care o să spunem despre ce este vorba și o să vedem care este reacția. Sper să găsim înțelegere. Nu. Și după aceea, Direcția Agricolă și de Dezvoltare Rurală. Mai credeți că mai trebuie să fie cineva cooptat? Acum, ca și modalitate, Direcția Agricolă. Are BDD și Direcția Agricolă. Ca și modalitate de lucru a primei întâlniri, mă gândeam. Compartimentul de domeniu public care se va ocupa de secretariatul lucrărilor comisiei. O să vă contacteze, stabiliți de acum o primă întâlnire ca să văd... Probabil că domnul Ponder va trebui să fie...
Sigur că. Da, 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 zic, vă contactează și stabiliți o primă ședință, acum până luni eventual să vă transmită pe e-mail documentațiile de atribuire pentru agricol, piscicol și pentru, ca să le aveți, și pentru curți ce a fost astăzi. Astea, domnul Contrat, astea urmează să le transmiteți pe e-mail. Iar cu o primă întâlnire, probabil că o să-i comunicați. Nu, domnul Contrat n-aude, n-a fi. Citește telefonul. Deci dacă sunteți de acord și vă cer acceptul, să invităm pe cetățeanul tulcean care dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog să-l invitați. Și o să vă rog să-i facem loc undeva la un microfon. Domnul președinte, acum concluzie de la studiul KPMG, cred că ar trebui colegii din această comisie concluziile, pentru că el e elaborat. Este posesia domnului președinte al Consiliului de Țară. Exact. Concluziile. Sunt importante, sunt importante pentru ei. Dan Calistrat, crescător de animale de la, din comuna Pardina, din Delta Dunării. Probabil știți că am fost de mai multe ori aici la dumneavoastră, de fapt de ani de zile. La ședința care a fost ultima dată, domnul Teodorescu ne-a promis că vă face o ședință cu membrii din Consiliul Local, plus 2-3 crescători, reprezentanții crescătorilor de animale, pentru a încerca să se rezolve această problemă care persistă de 31 de ani în acea zonă, adică crescătorii de animale, în special localnicii, nu au acces la resursa agricolă, care este singura resursă viabilă din care se poate scoate un venit pentru ca lumea să poată să trăiască acolo. Se știe foarte bine că satele din Delta Dunării sunt depopulate și continuă să se depopuleze într-un ritm foarte alert. De ce? Din cauza că locuitorii pur și simplu nu au acces la resurse. Și nu au din ce să trăiască. Scurt, foarte simplu. Iarăși venim în fața dumneavoastră să vă rugăm frumos să încercăm să rezolvăm această problemă, care din punctul meu de vedere este foarte simplu de rezolvat, pentru că în acea zonă, pe brațul Chilia, este mult, mult mai mult teren decât am avea noi nevoie. Noi nu avem nevoie de 10.000 de hectare. Sper că ați mai discutat sau ați, eu știu, pe acest subiect și de aceea am venit aici să vă întrebăm dacă se întrevede vreo rezolvare sau nu pentru această situație. Vă mulțumesc frumos! O să încerc eu să vă dau un răspuns și scurt și la obiect. Problema dumneavoastră este în pronunțare la nivelul președintelui Consiliului Județean. Comisia care s-a constituit imediat după prima dumneavoastră intervenție în Consiliul Județean și a finalizat în mare măsură scopul pentru care a fost constituit, există, din păcate, și alte lucruri care sunt mai greu de definitivat și de hotărât. Și domnul președinte și-a rezervat un timp pentru a face aceste studii în ideea de a fi foarte documentat în momentul în care va sugera o soluție. Din păcate, astăzi domnia sa nu este prezent. O să vă rog să urmăriți agenda domniei sale din punct de vedere a audiențelor și cred că pentru a urgenta și a soluționa mai repede problema,
cred că ar trebui să mergeți la o discuție cu domnia sa. Noi stăm la dispoziție și mă refer la cei care am fost cooptați în cadrul Comisiei cu pricină. Aceasta este, eu știu, evoluția lucrurilor. Știu că nu vă mulțumește și că faceți drumuri peste drumuri, dar în același timp nu este o decizie ușor de luat, pentru că ea poate să creeze precedent. În același timp avem o serie întreagă de acțiuni în instanță, care sunt de la crescătorii de animale ca și dumneavoastră, dar care, spre deosebire de dumneavoastră, au beneficiat la un moment dat de niște terenuri pe care le folosești, pe care vor să le folosească în continuare. Nici acolo lucrurile nu sunt clare, pentru că instanța are o altă opinie decât noi. Și vreau să înțelegeți că nu este nicio rea voință în ceea ce privește vreuna din persoanele cu care dumneavoastră stați de vorbă sau cei care suntem aici aleși, da? Să nu vă rezolvăm această problemă, dar să știți că responsabilitatea este majoră, începând de la domnul președinte până la ultimul consilier județean, cu privire la modul în care votează modul de gestionare, de administrare a patrimoniului județului. Deci nu este o chestiune personală sau o chestiune care ține de o atitudine, să spunem, neperformantă, contraproductivă cu un segment ocupațional din rândul populației județului Tulcea. Veniți la incidență, din păcate, cu o problematică care pentru noi este extrem, extrem de delicată. Vă rog. Deci este așa de delicat, adică înstrăinarea terenului statului către italieni, francezi, englezi sau altceva este un lucru simplu și la îndemână. Și nimeni nu... Iar când este vorba de populația locală și de români care trăiesc în țara asta, atunci, deodată, sunt lucruri foarte greu de rezolvat. Nu există soluții, nu există... Eu cred că totul se poate rezolva printr-o hotărâre de Consiliul Județean, fără niciun fel de problemă, fără să fie tras nimeni la răspundere, pentru că, până la urmă, ăsta este făgașul normal al lucrurilor. Acele sate, ca să poată să supraviețuiască, trebuie să aibă acces la resurse. Hai să fim serioși, că acolo Delta Dunării, în proporție de 50-80% nu mai există, că de la Cetalchioi până la Chiliat, când mergi pe Tig, este numai teren arabil. Dacă bunicii și părinții noștri au, și străbunicii noștri au trăit acolo, având resurse, gheoluri, lacuri, pășuni și așa mai departe, acum acele resurse nu mai există, sunt transformate în resurse agricole. Deci, de ce vă este atât de greu ca să permiteți accesul populației locale la resursa naturală? Pentru că suntem în Delta Dunării, acolo n-au existat, nu va exista și nu niciodată fabrici, uzine combinate și așa mai departe. Deci singurul mod prin care lumea poate să trăiască acolo este accesul la resurse. Iar în legea zootehniei, în legea rezervației, se specifică că populația au dreptul de preemțiune la resursele naturale. Eu așa știu. Deci nu aveți niciun motiv să ne spuneți nu acum că nu se poate, că... Eu cred că se poate, dar bănuiesc că sunt alte interese. Adică totuși, să fim serioși. Eu cred că se poate, dar... Știți să ne spuneți despre alte interese ceva? Nu se întâmplă. Spuneți-le, dar... Nu vreau să fac supoziții acum. Știți cum e, lumea vorbește. Lumea vorbește, deci eu nu pot să vin să spun acum una și alta fără ca să am... Dar lumea vorbește și nu unul sau doi. Lumea vorbește. Deci nu înțeleg de ce de 31 de ani de la Revoluție oamenii nu au avut acces la resursa naturală. Este singurul mod în care acele state mai pot supraviețui. Cine? Care lege te împiedică să nu ajuți populația locală și să nu se dezvolte acele sate? Domnul secretar, există posibilitatea ca noi, Consiliul Județean, să dăm o hotărâre în acest sens? Dar cum să nu existe? Ați văzut proiectul de lege din... Puteți să opriți microfonul? O hotărâre, noastră ce fel de hotărâre? O hotărâre de Consiliul Județean poate să fie dată cu siguranță, care să aibă ca obiect terenurile din domeniul public al județului. Și astăzi am avut pe ordinea de zi o hotărâre de Consiliul Județean. Ce fel de hotărâre de Consiliul Județean? O hotărâre de Consiliul Județean trebuie să aibă un obiect. O hotărâre în ce sens? Sprijinirea crescătorilor de animale cu teren agricol. Simplu. Hotărâre privind sprijinirea crescătorilor de animale nu are obiect, nu o să vă ajute cu nimic. Dacă dăm o hotărâre de Consiliu prin care să stabilim să sprijinim crescătorii de animale, în care să scriem articolul 1, se sprijină crescătorii de animale, nu are niciun obiect, nu vă ajută. Dumneavoastră vreți să folosiți niște teren acolo.
pentru a face furaje pentru animale. Înțeles. Ce o hotărâre de Consiliu vreți să sune cum? Se acordă folosință gratuită crescătorilor de animale? Folosință gratuită. În atribuire directă sau? Ce fel de hotărâre? Directă, da, mai discutat de 100 de ori treaba asta. Mine n-ați discutat niciodată treaba asta. Cum n-am discutat? Mine personal n-ați discutat niciodată. Am fost și la ședință, am discutat și cu dumneavoastră și întotdeauna. Am discutat când eram în vigoare legea zootehniei pe care am modificat-o așa în mod mișelește cei care au fost înainte, că am pus să cerem de reacțiu cu legea zootehniei. Dumneavoastră ați venit și ne-ați... Domnul președinte, eu refuz să mai discut cu domnul Calistrat, că mă acuză că am modificat legi și că mișelește. Eu nu modific legi. Domnul Calistrat, eu nu modific legi. Una, în a doua, nu v-a spus nimeni. Nu, eu nu m-am referit la dumneavoastră. Vreți o hotărâre, emisă o hotărâre de Consiliu, ca să pot să termin, că m-a întrebat doamna Marinescu, vreți o hotărâre de Consiliu prin care să se atribuie direct teren în folosință gratuită unor persoane fizice sau juridice? Asta nu se poate, este nelegal. Terenurile din domeniul public nu pot fi date în folosință gratuită de către Consiliul Județean. Pe legea actuală. Ăsta este răspunsul meu la întrebare. Păi nu se poate, vă spun eu din ce cauză. Pentru că în legea zootehniei care a fost... Lăsați-mă să vă explic. Dumneavoastră știți foarte bine, poate oamenii nu știu. A fost legea zootehniei care spuneau că consiliile județene care dețin teren arabil să acorde cu drept de preemțiune crescătorilor de animale. Noi am venit aici, am cerut conform legii. Dumnealui a venit și a spus că nu se poate să ne dea pentru că există ordonanța 19, ordonanța 57 din 2019, care spune că toate terenurile pe care le deține statul român trebuie să se dea prin licitații. Deși această lege venea cu subiect și predicat și spunea clar că o anumită categorie de terenuri se pot da cu atribuire directă. După ce am plecat de acolo, am hotărât să inițiem o acțiune în instanță. După 3 sau 4 luni de zile, legea se modifică și spune că orașele și comunele care au teren arabil pot da cu atribuire directă crescătorilor de animale teren arabil. Bun. Eu ce să mai înțeleg de aici? Dacă acest Consiliu Județean este singurul care are teren arabil din România, peste noapte s-a modificat legea, noi putem să tragem unele concluzii care denotă că există oarecum o rea intenție față de crescătorii de animale din Delta Dunării. Da, spuneți-mi, vă rog, la ce nivel e intenția asta? La nivel de lege? Adică sus acolo la Parlament sau aici jos? La Parlamentul ăsta local al nostru? Că eu sigur aș vrea să vă ajut, vrem să vă ajutăm din toată inima, dar eu știu ce aș face? Mi-aș face temele mai precis decât vi le-ați făcut dumneavoastră și lămuriți-mă și mine, cine trebuie să vă ajute? Cei cu legea sau cei cu o hotărâre de Consiliu Județean de aici de jos? Acum am înțeles că este în discuție. Nu credeți că ar fi mai interesant? Vreți să vă dau o soluție? Să vă dau o idee despre ce... Nu vreau să-mi dați o idee. Hai să vă dau eu o soluție mai bună. Câți oameni sunteți? Veniți 4-5 tot timpul pe aici, crescători. Aveți un departament de stat tehnic, juridic, ca să vă spună cum să faceți? Nu credeți că e mai ușor? Nici nu vreau să... Ba nu, dar haideți să vă zic ceva. Dar nu-i vorba, că nu-i mult. Sunt oameni, știu, am și eu interese pe partea cealaltă. Știu de baltă. Știu ce e acolo, am proprietate la Cetalche. Deci știu despre ce e vorba. Înțeleg lucrurile și știu că sunt foarte complicate și îmi doresc din toată inima să se întâmple lucruri. Dar cred că soluția, nu știu cât putem să o dăm noi de aici. Greșesc? Soluția este... Cred că ar... Nu cer scuze și imediat. Intervin pentru că vă văd tot timpul și mă doare inima că vă văd pe aici. Vă rog foarte serios. Dar cred că soluția mai degrabă ar trebui să fie de undeva de sus, de la legislativul, de la Parlament. Aia care o doriți cu dumneavoastră, ca să ne ajute. Dacă greșesc, spuneți-mi dumneavoastră. Când s-a votat legea rezervației, da? Și specifica că se va transfera 2000 și ceva de hectare la Bardina de la Consiliul Județean la Consiliul, da? Local, 1000 și ceva la Chilia și 1000. Acea lege s-a respins. Dar nu de către Consiliul Județean Tulcea. S-a respins de către Parlament, de către președinte, pentru specificație foarte simplă. Pământul este a Consiliului Județean, el poate decide printr-un vot de Consiliul Județean dacă transferă 1000, 27, 9000 de hectare la comune. Deci, dacă Consiliul Județean vrea. Punct. Ok. Foarte simplu. Puteți să căutați legea și... Am înțeles. Da, vă mulțumesc încă o dată. Este
Mai dorește vreun coleg consilier județean să intervină? În ceea ce mă privește, am spus ce am avut de spus și se pare că încet, încet tot acolo s-a ajuns, că nu e o simplă decizie la îndemâna fie a președintelui, fie a noastră, in integru. Deci, din punct de vedere legal, nu există nicio posibilitate, din punct de vedere legal, nu există nicio posibilitate atribuire directă, nu. Consiliul județean nu poate să dea terenul în atribuire directă. Dar cu licitație, putem. Licitație, sigur că se poate. Se vorbesc de atribuire directă la Consiliul Județean. Nu vreau să mă pronunț în numele altcuiva. Nu vă supărați, apropo de licitații, licitațiile au fost făcute numai pentru oamenii bogați, că nu poți să scoți loturi de 1000 și ceva de hectare și să ai tu pretenția la mine sau la nu știu ce crescători de animale să vină la licitație. Întrebarea e de ce n-au scos pe loturi de 20 de hectare sau pe solă. Este chiar... Deci noi nu suntem chiar atât de încuiați la minte. Dar vă spun, în momentul de față, dacă nu se va modifica legea zootehniei și se poate modifica fără niciun fel de probleme, mai trebuie doar inclus Consiliul Județean în legea zootehniei să fie rezolvat tot, colaborat cu legea Deltei Dunării, cum se cheamă, legea rezervației, care eu știu că în legea rezervației spune foarte clar că locuitorii au dreptul la resurse. Deci suntem în rezervația Deltei Dunării care, în primul rând... Tot a fost la noi cu parlamentarii noștri a stat de vorbă, că la noi ați văzut. Noi încercăm să vă ajutăm, dar nu avem o cale. Nu știu în ce partid sunteți dumneavoastră. Pro-România. Noi nu avem reprezentare. Dar ceilalți colegi din... Am discutat cu domnul Gudu și referitor de la legea zootehniei, pe care domnul Gudu a promis că va face demersuri să introducă și Consiliul Județean în legea zootehniei. Acum... Eu sper că... Încă o dată, eu tot nu m-am lămurit. Ține de Consiliul Județean sau ba? Eu am înțeles că trebuie modificată legea zootehniei. Adică, eu știți ce aș vrea să văd? Aș vrea să văd, vă spuneam mai devreme, de o asistență de asta tehnică. Vizez că ar fi prea mult. Nu-i mult deloc. De ce? Miza e mare. Adică, aș vrea să văd și o hârtie, domnule, cum trebuie făcut scrisă de asociația de proprietari să facă aia, aia, aia și cu aia. În conformitate cu legea aia, aia și cu aia. Deci noi ne-am... Dacă se poate. Întreb și eu. Noi ne-am luat avocat. Din punctul de vedere al avocatului, este, noi avem perfectă dreptate. Din punctul de vedere al juriștilor de la Consiliul Județean, noi nu avem dreptate. Haideți să vă zic și eu sunt avocat. Asta cu din punctul de vedere al avocatului. Există un singur punct de vedere valid al judecătorului. Restul sunt puncte subiective. Eu vă spun cum se judecă lucrul ăsta, dar mi-ar conveni să văd pe o hârtie și repet. Nu sunt aici să am o gură mare sau să vă cer. Doamne, iartă-mă. Mi se rupe inima că vă văd tot timpul aici câte 5 oameni pentru o problemă, pentru că Delta pe partea aia se va termina. În 50 de ani nu mai avem nimic acolo. E limpede de asta. Vă și spun, copilul meu se joacă pe partea aia în vacanța de vară. Eu știu care sunt problemele. 10 ani satele... Praf și pulbere. Acolo la trei case, la o casă, una e vie, trei sunt moarte. Și acolo unde locuiești... Bun, eu vă întreb astfel. Aveți o hârtie pe care se scrie juridică, noi vorbim juridic. Deci Consiliul Județean să facă aia, conform legii X, Y și Z, nu să stăm la masă și să discutăm, domnule, că am auzit eu că-s vorbe, că Consiliul Județean de la italien, de acolo... Dar eu cred că... Asta nu se rezolvă niciodată problema asta. Cred că dacă... Consiliul Județean este într-adevăr interesat să salveze acele sate de la dispariție, ar trebui în primul rând și Consiliul Județean să-și facă temele și să... Nu vreau să mă cer cu asta. Asta e la nivel declarativ. Noi trebuie să aflăm precis că eu aș face și eu. Dacă eu aș ști legal cum sunt lucrurile astea, păi toți le-am face. Păi, Doamne, iartă-mă. Cum să nu le fac? Eu cred că dumneavoastră sunteți mult mai în măsură la Consiliul Județean. Adică vă refer la Consiliul Județean. Pentru că ești terenul dumneavoastră. Sunteți mult mai în măsură ca să rezolvați această problemă și să identificați toate demersurile legale prin care... Voi le-ați de identificat, le știți? Le-ați sesizat? Pentru că veniți de fiecare dată aici. Adică trebuie să fie mai mult de atâta decât simpla chestiune vreau. Hai să vedem tehnic cum se face. Uite, eu sunt alături de voi, dar spuneți-mi tehnic și conform legii. Tehnic înseamnă juridic. Pentru că e și păcat să veniți să stați câte două ore aici, veniți la sfârșit. Noi, cum să zic, eu sunt umil în fața dumneavoastră și cu capul în jos, dar știi de ce? Nu pot să vă rezolv problema. Chiar mi se pare întrebarea dacă pot să rezolv conform legii. Dacă eu, Parlamentul Local, o pot rezolva, sau trebuie să rezolve Parlamentul Național. Dar să facă mie efectiv mi-e jenă. Mie jenă de dumneavoastră. Vă foarte serios. Da, hai să și depășim chestia asta, să o vedem mai precis de atât. Deci în momentul de față, cea mai viabilă soluție ar fi transferarea unui
suprafețe de teren la consiliu. În conformitate cu? La, în conformitate cu, cu motivația președintului României, care a, a spus foarte clar că nu este nevoie de o lege ca să se transforme, pentru că este pământul Consiliului Județean, el la orice oră poate să facă o hotărâre de Consiliul Județean să transfere pământ la localitățile în funcție de, de nevoile pe care le au și așa mai departe. De două soluții, problema soluția. E foarte simplă. Bine, da. Din ce... Vorbea de atribuire directă și acum... Nu vreau să mă cer și cred că n-ar trebui să fim în, în această veste. Dar înțelegeți că lucrurile sunt mai complicate de atât. Și eu, cu asta vă zic ceva, eu chiar n-am niciun interes. Cum de altfel, nimeni de aici n-are niciun interes să nu vă dea. Exclus! Dar lucrurile sunt mai complicate de atât, mai precise, mai juridic. Și nu e un efort, cum zice domnul Chichi. Nici deloc. Sunteți 5, 6, sau 5. Puteți să luați pe cineva să ne spună exact cum să face. Uite, poate noi nu știm. Posibil. Noi am făcut hârtie aici, este imposibil. Am depus dosare, am depus... Oameni buni, cred că am uitat ceva. Acum câteva luni de zile am constituit o echipă, o comisie, care a adunat toate datele. Cei cu primăria, ce terenuri are, câte am dat, ce am făcut. Domnul președinte, domnul vicepreședinte Tarhon a spus un lucru puțin mai devreme. Haideți să rămânem în această... în această... Domnul președinte al Consiliului Județean, da, va decide. Sigur, da. Da. Să ne întindem prea mult. Noi am împins câteva luni de zile până avem toate aceste date. Cu OCPCI-ul, cu, da, Direcția Agricolă, cu tot. Da. Și acum le cerem un departament juridic, nu cred că e corect. Nu, oricine vine în fața cuiva. Domnul consilier, abia s-au asociat. Măcar, ăsta e un pas mare înainte, pentru că oamenii, românii nu se asociază așa ușor. S-au asociat. Au reprezentanți. E important. Haideți să-i ajutăm. Dacă putem... De asta și vreau. Problema e că mie mi-e rușine să mă uit la ei când vin. Problema serios. În legătură cu asociațiile, sigur că aveți dreptate. Vreau să vă zic că experiență personală, de 15 ani mă chinui să fac o asociație a proprietarilor de hoteluri la Sulina. De 3 ori am luat banii, n-am făcut-o. Nu e și... Vă dați seama? Așa că lucrurile sunt... Păi să înțeleg că singura rezolvare stă în decizia domnului președinte al Consiliului. Dar nu să găsească formulă legală, da? Da, da, da. Bine, staful tehnic care... Nu trebuie înțeles că este la bunul plac al domnului președinte. A nu se înțelege treaba asta. Am întrebat ca să nu deci materialele pe care le-am adunat, că am făcut parte din comisie și le-am înaintat către biroul domnului președinte, asta menirea au avut-o. Să stabilească căile legale de, cum spuneți dumneavoastră, eventual atribuire, dar nu cred că se poate, pentru că trebuie scoase la licitație. Domnul președinte va alege cele mai bune soluții și legale. Aș vrea să vă aduc aminte și cred că am mai spus-o acum, la prima ședință. Deciziile pe care le ia președintele și cei de sub președinte, respectiv vicepreședinții și consilierii județeni, atrag după sine consecințe juridice. 8-10 ani ne-a târât pe nedrept într-un proces pentru o chestie imaginară domnul senator Rece. Nu ne-a fost ușor pentru că domnia sa ne cerea în solidar aproape 8 milioane de euro. Cred că vă închipuiți că a existat o presiune pe consilieri județeni, în aceeași barcă era domnul Tarhon, vicepreședinte de astăzi, președintele de mandatul trecut, Horia Teodorescu, toți eram judecați la comun și ni se cerea în ansamblu 8 milioane de euro pentru că am înțeles să nu mai prelungim automat contractul domnului senator Rece, care nu a respectat clauzele contractuale. Estimați domni, asta vreau să vă spunem că o eventuală abordare de-a noastră greșită, netemeinică conform legii, ar atrage după sine o situație de genul ăsta. Și dumneavoastră deja a spus că ați atacat în instanță și e dreptul dumneavoastră. Deci am vrea să ne facem temele bine și vrem să vă ajutăm. Dar cu respectarea legii... Eu, da, da, vă mulțumim frumos. Dar eu v-aș propune ca și Consiliul Județean să faceți o inițiativă către Parlamentul României pentru legea zootehniei, care, din câte știu eu, se lucrează la ea. Și dumneavoastră, dacă sunteți de bună... Mai autorizat sunteți dumneavoastră ca asociație profesională. Este recomandat, și am înțeles că ați făcut-o, să vă asociați profesional
tot cu această asociație puteți să participați, dacă sunteți mai mulți, să participați la licitațiile la care participă și ceilalți doritori, asociația având mult mai mulți membri. Eu aș vrea să vă atrag cu respect atenția că nu se mai poate practica zootehnia de acum 100 de ani a bunicilor noastre. Repet, cu respect. Deci, acum zootehnia are cu totul și cu alte coordonate și abordare. Și aș vrea să înțeleagă treaba. Dacă știți cine sunt persoanele care vin la licitație. Sunt oameni care au alte mii de hectare, care au alte afaceri. Sunt oameni care sunt milionari în euro. Și noi nu avem nicio șansă să ne ducem gospodăriile de familie care venim noi să licităm cu nu știu ce arab care ia mii de... Legal, prin atribuire directă, se poate. Inclusiv. Deci să vindeți, să valorificați produsele zootehnice și animaliere. Deci, în atribuire directă nu se poate. Nu există cadrul legal. Păi, pentru consiliile, pentru comune și orașe există. Suntem la Consiliul Județean noi. Noi suntem la Consiliul Județean, nu la comună. Păi știu. Eu știu dar ce există spuneți. Posibilitatea de transfer de teren agricol de la Consiliul Județean către comunitățile înțeles, locale. Dar dumneavoastră ați este spus perfect că, legal. Ați spus că putem da o hotărâre prin care să atribuim teren direct. Eu asta v-am spus că nu se poate. Restul noi știm ce spune legea și cu transferul între județ și comune. Da, știm care e posibilitatea convins, pe legea zootehniei, dar vreau să vă rog ceva, dacă cumva participați la noi știm ce există sunt în instituția transferului către comune. Comunele au pe legea zootehniei temei să atribuie direct teren către crescătorii de animale, dar nu Consiliul Județean, că eu vorbesc eu la Consiliul Județean. Eu aici lucrez, nu pot să mă pronunț în numele altuia. Foarte bine, eu ce spun. Acum, dar dacă Consiliul Județean ar apărea din nou în legea zootehniei, atunci cred că... Vreau să vă, am înțeles ce spuneți. Vreau să vă spun ceva. Poate participați la discuții pe la Parlament, poate vă consultă pe la legea zootehniei. În situația în care se modifică, se completează legea zootehniei, nu e suficient a apărea Consiliul Județean sau să n-apară Consiliul Județean cum a apărut data trecută Consiliul Județean. Să se lucreze la acel text de lege, să consulte și pe cei, să consulte specialiști, să fie aplicabil. Acolo acel text aplicabil. De lege scrie foarte clar cu derogare de la ordonanța 57 din 2019, când s-a făcut pentru orașe și comune. Înainte, când erau și Consiliul Județene, nu scria... Păi înainte nu era ordonanța 57, a apărut ulterior după legea... Eu asta vreau să vă spun. În situația asta, cum sună textul de lege, aveți drept prin derogare și acum sună bine de la ordonanța 57, dar la momentul discuției noastre de acum 2-3 ani cu avocatul, eu vorbeam de legea în vigoare la momentul ăla, nu puteam să știu ce o să se modifice. Acum, într-adevăr, spune prin derogare... De la prevederile ordonanței 57. De la ordonanța 57 din 2019, dacă amintim, orașele și comunele pot da teren. Păi, dar, din păcate, nu mai există Consiliul Județean. Păi nu mai există cineva Consiliul a avut un interes deosebit ca să scoată Consiliul Județean din acel context. Nu înțeles cine, asta, nu știu, vreau să vorbesc asta, dar vreau să vă spun, dacă vreți să introduceți, dacă cineva o să introducă Consiliile Județene ca să atribuie teren direct, să facă textul de lege ca să fie aplicabil. Că păi, asta este noi interesul noi am tot fiecare. Discutat, dar știți? Dacă și dumneavoastră Consiliul Județean a zice, băi, haideți să-i ajutăm pe oamenii, hai să facem legea asta. Păi, nici pe noi, nu, pe noi chiar nu ne interesează că dacă luăm teren de la comună sau de la Consiliul Județean, că înțeleg pe de-o parte și Consiliul Județean că banii trebuie să vină la Consiliu, că asta e. Că, bă, aici este mare problema. Că și Consiliul Județean are nevoie de fonduri și așa mai departe. Dar eu zic că totul se poate rezolva dacă sunt legi clare și care să vină în folosul oamenilor a comunității. Eu zic că ne putem opri aici. Eu rămân la propunerea pe care v-am făcut-o să urmăriți agenda președintelui, mergeți în audiență la domnia sa. Cu ocazia aceasta, din noianul de probleme pe care le are, o să trebuiască să prioritizeze și să vă își facă timp să vă asculte, după care să vă dea un termen în care se va pronunța și, atenție, domnia sa va ajunge tot în plenul Consiliului Județean. Nu poate, printr-o dispoziție a președintelui, să hotărască cu privire la patrimoniul public al județului. Referitor la audiență, atât aș vrea să zic. Am avut un fel de audiență pe hol la următoarea ședință și ne-a zis foarte clar, ne-a luat numele la crescători de animale, vă promit că o să facem o ședință și nu știu ce. Și bun. O fi uitat, nu zic. Eu nu pot să fac decât să-i aduc la cunoștință. În rest, interesul este tot al dumneavoastră. Să... Eu nu pot să-i impun domniei sale știm, cum știm, să procedeze. Da.
cred că ați avut destul timp la dispoziție să spuneți ceea ce aveți de spus astăzi aici, da, 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 și rămânem în continuare la dispoziția cetățeanului, inclusiv a dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, ședința se încheie aici. Dacă cumva va fi ședința extraordinară, ca să nu veniți de două ori, cred că e în regulă, comisiile înainte de ședință, da, 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 că vine lumea din județ și...